Dacă îți dorești să schimbi lumea, începe prin a-ți face patul. Doza de motivație prezintă William McCriven, cel mai bun discurs motivațional. Dacă îți faci patul în fiecare dimineață, ai îndeplinit deja prima sarcină a zilei. Vei avea un mic sentiment de mândrie care te va încuraja să faci un alt lucru, încă unul și încă unul. Și la sfârșitul zilei, acea sarcină îndeplinită se va materializa într-o serie de sarcini îndeplinite. Aranjatul patului îți va întări ideea că lucrurile mici din viață chiar contează. Dacă nu poți face corect lucrurile mici, nu vei fi niciodată capabil să le faci corect pe cele mari. Dacă, de exemplu, ai o zi mai grea, ajungi acasă și găsești măcar patul făcut, pe care tu l-ai făcut. Și un pat aranjat îți dă curaj că mâine va fi mai bine. Pentru a trece peste antrenamentele lupilor de mare, există o serie de distanțe lungi de notat care trebuie parcurse. Unul este notul de noapte. Înainte de not, instructorii informează încântați recruții despre toate speciile de rechini care trăiesc în apele din San Clemente. Îi asigură totuși că niciun recrut n-a fost vreodată mușcat de vreun rechin. Cel puțin din câte și-aduc ei aminte. Sunt de asemenea învățați că dacă un rechin începe să le dea târcoale, ar fi bine să rămână pe poziții, să nu se îndepărteze de el, să nu arate că le este frică. Și dacă rechinul este dornic de o gustare la miezul nopții și țâșnește spre tine, adună-ți toată puterea și dă-i un pumn în figură, pentru că se va întoarce și va pleca. Sunt o mulțime de rechini în lume. Dacă sperați să terminați proba de not, va trebui să învățați să-i confruntați. Așa că dacă vă doriți să schimbați lumea, nu dați înapoi în fața rechinilor. După câteva săptămâni de antrenament dificil, grupa mea care la început avea 150 de bărbați, a rămas cu doar 42. Aveam acum 6 echipaje, câte 7 bărbați fiecare. Eu eram în barca băieților înalți, dar cel mai bun echipaj pe care l-am avut era cel al băieților mici de statură, pe care îi numeam echipajul Munchkin. Nu era niciunul mai înalt de 165 de centimetri. Acest echipaj era format dintr-un indian american, un afro-american, un polonez american, un grec american, un italian american și 2 băieți puternici din Orientul Mijlociu. Aceștia au depășit la vâslit, la alergat și la not toate celelalte echipaje. Băieții înalți din celelalte echipaje făceau mereu glume și râdeau de labele de not mici pe care cei din echipajul Munchkin le puneau în picioarele lor micuțe înainte de fiecare tură de not. Dar acești bărbați mici de statură, din fiecare colț al țării și al lumii, râdeau întotdeauna la urmă, pentru că notau mai repede decât oricine și ajungeau la mal cu mult înainte de noi, restul echipei. Antrenamentele au fost un instrument puternic de stabilire a egalității. Nimic nu a contat, în afara dorinței de a reuși. Nici culoarea, nici etnia, nici educația, nici clasa socială. Dacă vrei să schimbi lumea, măsoară o persoană după dimensiunea inimii, nu după mărimea piciorului. Săptămâna noua de antrenament mai este denumită și săptămâna iadului. Constă din 6 zile fără somn, presiune mentală și fizică permanentă și o zi specială, în mlaștini. Mlaștinile sunt o zonă între San Diego și Tijuana, unde apa scade făcând loc mocirilelor Tijuana. O bucată de teren mlăștinos unde noroiul te înconjoară și te înghite. În a treia zi a săptămânii iadului, când vâsleam spre mlaștini ca să petrecem următoarele 15 ore încercând să supraviețuim frigului înghețat, vântului turbat și presiunii constante de a renunța din cauza instructorilor. Pe măsură ce soarele se lăsa în acea seară, clasa mea de antrenament, după ce comisese niște abateri crunte de la reguli, a primit ordinul de a reintra în noroi. Noroiul a acoperit fiecare bărbat până când nimic nu mai era vizibil, exceptând capetele noastre. Instructorii ne-au spus că putem părăsi mocirla numai dacă 5 băieți renunță, numai 5 bărbați. Doar 5 bărbați și vom putea să ieșim din frigul apăsător. Uitându-ne de jur împrejurul mocirlei, era evident că unii băieți erau gata să renunțe. Mai erau încă 8 ore până la răsărit, încă 8 ore de frig care îți îngheța oasele. Clănțănitul dinților și gemetele tremurânde ale recruților erau atât de puternice încât era greu să mai auzi ceva. Atunci, o voce a început ca un ecou prin noapte. O voce a început să cânte. Cântecul era atât de dezacordat, dar cântat cu un entuziasm enorm. O voce a devenit 2 și 2 a devenit 3 și nu după mult timp au început să cânte toți. Instructorii ne-au amenințat că ne vor ține mai mult în mocirlă dacă mai continuăm să cântăm. Dar cântecul nu s-a oprit și cumva noroiul părea puțin mai cald, vântul puțin mai calm și răsăritul nu atât de departe. Dacă am învățat ceva cât timp am călătorit prin lume, este puterea speranței.
puterea unei singure persoane. Un Washington, un Lincoln, un King, Mandela și chiar fata aceea tânără din Pakistan, Malala. O singură persoană poate schimba lumea, dându-le oamenilor speranță. Așa că dacă vrei să schimbi lumea, începe fiecare zi prin a duce la bun sfârșit o sarcină. Găsește pe cineva să te ajute în viață, respectă pe toată lumea. Ține minte că viața nu e neapărat echitabilă și că vei eșua de multe ori, dar dacă ți-asumi unele riscuri, te ridici în cele mai grele situații, faci față agresorilor, îi ridici pe cei asupriți și nu renunți niciodată. Dacă faci aceste lucruri, generația următoare și generațiile care urmează vor trăi într-o lume mai bună decât cea pe care o avem astăzi. Și ceea ce a luat naștere astăzi aici va schimba cu adevărat lumea în bine. Multe perioade dificile ne așteaptă pe toți în viață, dar gândiți-vă întotdeauna că există oameni care o duc mai rău decât voi. Dacă veți plânge în fiecare zi de mila voastră și a destinului vostru, vă veți jeli soarta și veți căuta vinovații, viața va fi lungă și dificilă. Dar dacă veți refuza să vă despărțiți de visele voastre, dacă vă veți îndrepta spatele și veți lupta cu toate împrejurările negative, viața va fi așa cum o veți concepe și aveți această putere de a o face deosebită. Niciodată, niciodată să nu renunțați. Amiralul Forțelor Militare Marine ale Statelor Unite ale Americii, William McRaven.